61. Gladia se ridică și zise înțepată, refuzând să se uite în ochii lui Amadiro. Presupun că întâlnirea s-a terminat, deci pot pleca. Da, desigur, dar am o întrebare sau două și sper că nu vă veți supăra dacă vi le voi pune. Trupul său înalt păru amenințător când se ridică și zâmbi adresându-i se cu curtoazie, ca și cum între ei ar fi fost o prietenie veche. Lăsați-mă să vă însoțesc, doamnă Gladia. Așadar, vă duceți pe pământ? Da, Președintele n-a avut nicio obiecție și un cetățean aurorian poate călători liber prin galaxie în timp de pace. Mă scuzați, dar roboții mei și dacă e nevoie și ai dumneavoastră, vor fi de ajuns ca să mă însoțească. Cum doriți, doamnă. Un robot le țin ușa deschisă. Presupun că veți lua roboții cu dumneavoastră când veți pleca pe pământ, nu? Nu încape nicio îndoială în privința asta. Care roboți, doamnă, dacă nu vă supărați? Aceștia doi. Cei doi roboți pe care i-am cu mine. Pantofii ei țăcăniră când traversă repede coridorul, rămânând cu spatele la Amadiro, nefăcând vreun efort să vadă dacă el o auzise. E înțeleptă, doamnă? Sunt roboți avansați, produse deosebite ale marelui doctor Fastolf. Veți fi înconjurată de barbari pământeni care s-ar putea să-i râvnească. Dacă îi vor răvni, în niciun caz nu-i vor obține. Nu subestimați pericolul, nici nu supraestimați protecția roboților. Veți fi în unul dintre orașele lor, înconjurată de zeci de milioane de astfel de pământeni, și roboții nu pot răni ființe umane. Într-adevăr, cu cât roboții sunt mai avansați, cu atât sunt mai sensibili la nuanțele celor trei legi și este cu atât mai puțin probabil că vor acționa astfel încât să existe riscul de a răni ființe umane în vreun fel. Nu-i așa, Daniel? Da, doctorea Madiro. Zise Daniel. Presupun că Giscard e de acord cu tine. Sunt, vorbi Giscard. Vedeți, doamnă? Aici, pe Aurora, într-o societate non-violentă, roboții dumneavoastră vă pot proteja împotriva altor persoane. Pe pământ, nebun de căzut barbar, doi roboți nu să aibă cum să vă protejeze pe dumneavoastră sau pe ei înșiși. Nu vreau să fiți jefuită. Nici, dacă ar fi să fim egoiști, nu vreau ca Institutul și Guvernul să vadă roboți avansați intrând pe mâna barbarilor. N-ar fi mai bine să luați roboți mai obișnuiți pe care pământenii îi vor ignora? În cazul ăsta puteți lua oricâți, o grămadă dacă vreți. Gladia replică. Doctor Amadiro, am luat acești doi roboți pe o navă colonistă și am vizitat o lume colonizată. Nimeni nu a încercat să și însușească. Coloniștii nu folosesc roboți și pretind că nu îi doresc. Dar pe pământ se mai folosesc roboți. Daniel interveni. Dacă mi dați voie, doctor Amadiro, după câte știu, roboții au fost retrași de pe pământ. Sunt foarte puțini în orașe. Aproape toți roboții existenți pe pământ sunt folosiți acum în agricultură și minerit. În rest, se utilizează automate. Amadiro îl privi scurt pe Daniel, apoi se adresă Gladiei. Poate că robotul dumneavoastră are dreptate și presupun că nu va fi rău să luați pe Daniel. Ar putea trece drept un om, dar Giscard ar fi bine să rămână pe domeniul dumneavoastră. Poate trezi instincte acaparatoare într-o societate lacomă, chiar dacă e adevărat că încearcă să scape de roboți. Gladia zise. Niciunul nu îmi va fi luat, domnule. Vor veni cu mine. Eu sunt singura în măsură să judec care părți ale proprietății mele pot veni cu mine și care nu. Desigur, zâmbia Madiro cât mai amabil. Nimeni nu contestă asta. Vreți să așteptați aici? Altă ușă se deschise lăsând să se vadă o cameră confortabil mobilată. Deși nu avea ferestre, era inundată de o lumină dulce și scăldată într-o muzică și mai dulce. Gladia se opri în prag și întrebă aspru. De ce? Un membru al institutului vrea să vă vadă și să vă vorbească. Nu va dura mult, dar e necesar. După asta sunteți liberă să plecați. Nici măcar nu veți mai fi deranjată de prezența mea din momentul ăsta. Vă rog, în ultimele cuvinte se simți răceală. Gladia ridică mâna ca să-i cheme pe Daniel și Giscard. Intrăm împreună. Amadir o zise binevoitor. Credeți că încerc să vă despar de roboții dumneavoastră? Credeți că mi-ar permite asta? Ai stat prea mult cu coloniștii, draga mea. Gladia se uită la ușa închisă și murmură printre dinți. Nu pot să-l sufăr pe omul ăsta. În special când râde și încearcă să fie binevoitor. Se întinse și încheieturile coatelor îi trozniră ușor. Oricum sunt obosită și dacă vine cineva cu întrebări despre Solaria și despre lumea lui Balei, e clar că va primi răspunsuri scurte. Se așeză pe o sofa care se lăsă ușor sub greutatea ei. Îi scoase pantofii și își puse picioarele pe sofa. Zâmbi somnoroasă, inspirat adânc întorcându-se pe o parte și cu spatele întors spre cameră, a dormit imediat.